Este miercuri, este ora 17, suntem punctuali de data aceasta. Începe emisiunea în audiențe cu primarul Mihai Crica. Bună ziua, domnule primar, da? Bună ziua, da. Tocmai făceam transferul de hârtii. Transferul de hârtii, pentru că aș vrea să discutăm, chiar vă spusesem înainte de emisiune, despre faptul, despre transportul public. Am înțeles că a fost semnat deja acordul cu Ministerul Dezvoltării, nu? Urmând ca Iașul să beneficieze. Bună ziua, salutăm și noi. Un mic incident am scăpat. Da. Mi se datorează acest incident. Ce scuze. Este într-adevăr pe punctul de a aproba un acord de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pentru un parteneriat în vederea achiziției de autobuze electrice de data aceasta și tramvaie noi. Printr-un program finanțat prin fonduri europene, pe program operațional de data aceasta din nou, nu pe fond de mediu sau pe alte structuri asociate fondurilor nerambursabile. Titularul de proiect este Ministerul Dezvoltării Regionale, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, desigur. Beneficiarii sunt municipiile, reședințe de județ, desigur și noi Iașu. Numărul lor înseamnă 16 tramvaie noi de 30 de metri, de tip combină. Oh, de la lungi, da. Și 44 de autobuze electrice, 20 de autobuze de 12 metri, dintre astea mari de 100 de locuri, și 24 de autobuze de 10 metri, mai ușoare, cu un consum energetic mai mic, au același tip de acumulatori, dar consumă mai puțin, pe care intenționăm să le introducem pe zonele în pantă, astfel încât să putem asigura o stabilitate. Păi numai puțin, în regimul de 44 de autobuze electrice noi. Da. Spuneați că era de 10 metri pe drumurile în pantă. Pe care ar fi, că în afară de Copou, dealul Copoului? Băi, cam toate, marea majoritate. Tătărașul trebuie să urci, Copoul trebuie să urci, Păcurarul trebuie să urci. În afară de splaiurile Bahluiului, care zona industrială, cum îi spunem noi, care sunt drumuri plate, restul toate drumurile. Pentru că în Copou circulă tramvaile. Și vor rămâne tramvaile. Și spuneți de traseul din Alexandru care urcă... Dar noi am prevăzut traseul din Alexandru care urcă pasajul Octabâncilă, să-l punem pe mijloace de transport autoelectrice. Tramvaile, sigur, vin să completeze parcul. 16 tramvaie noi. Noi nouțe, da. Bun, întrebarea mea este următoarea. Pentru autobuzele electrice, stații de încărcat... Lucrăm și la acest proiect pentru că consultantul Ministerului, tot Jaspers este, din fericire, putem discuta cu același partener. Deja am avut schimbul de informații unde intenționăm să instalăm stațiile de încărcare. Am și prezentat locațiile pentru stațiile de încărcare. Bine, avem nevoie de niște detalii tehnice, că încă nu știm cum arată mijlocul de transport ca să fie identic cu stația de încărcare, dar informațiile vor veni treptat și la timp, astfel încât să putem să inițiem și acest program cu stațiile de încărcare pentru viitoarele autobuze. Important este faptul că Ministerul Dezvoltării a accelerat programul. Nu este un cadou, este o, să spunem, o convenție semnată cu Comisia Europeană privind acordarea de asistență tehnică pentru autoritățile locale. Noi ne puteam face licitația și singuri. Corect. Dar ne-am sfătuit cu Ministerul Dezvoltării, cu șefa Autorității de Management, doamna Luminița Zezeanu, cu chiar și discuții care a fost cu doamna premier Dăncilă acum aproape 2 luni de zile, să facem o licitație comună pentru toate, sub tutela Ministerului Dezvoltării, pentru toate autoritățile publice. Semnăm acord de parteneriat, așa ne obligă legea achizițiilor publice, și să meargă împreună. Pe de altă parte, noi mai avem și Poraxa 4, un program operațional pe Axa 4 Mobilitate, care, sau printre care, prevedem achiziția în continuare încă 16 tramvaie, deci în total vor fi 32 de unități de transport noi nouțe. Vom fi probabil orașul cu cele mai multe tramvaie. Bun, dar acum vă întreb un lucru. Noi din țară. Da. Aceste autobuze, când preconizați că vor ajunge în Iași? Gândiți-vă, un termen rezonabil. Rezonabil. În jur de 20 de luni. 20 de luni. Deci ar însemna cam 2 ani fără 4 luni. Un an jumate trecute. Cam pe la jumătatea anului 2020 ar trebui să înceapă să intre ultimele loturi. Ultimele loturi. Nu mă hazardez să pronunț niște date foarte strânse, pentru că nu sunt puține. Așa este. Tot volumul de achiziții inițiat de Ministerul Dezvoltării înseamnă 600 de milioane de euro. Deci peste jumătate de miliard de euro, numai pentru autobuze și tramvaie. Pentru municipiile reședință de județ, cu excepția municipiului București, care are alte programe de finanțare.
Și sigur că da, vor veni treptat, gradual, pe fiecare autoritate, în funcție de cum vor fi transferate de către producători. Corect. Bun. Aveți și acele stații de alimentare pentru autobuz. Vor putea fi folosite stațiile de alimentare și de conducătorii care au mașini electrice? Nu. Nu, nu. Nu sunt total diferite din punct de vedere tehnologic. Sunt alte capacități de încărcare, am întrebat să vedem alte amperaje. Ce fac șoferii care la ora actuală dețin autoturisme electrice? Pentru șoferii, pentru, să spunem, o rețea municipală de încărcare pentru autoturisme, vrem să facem un proiect european pe care deja îl proiectăm în momentul de față, să facem o rețea locală pentru încărca mașini electrice, tot pe principiul eficienței energetice și a reducerii CO2-ului. Corect. Care să favorizeze, să spunem, utilizarea mașinii electrice. Și eu cred că este un program foarte bun. Am avut o discuție personal cu directorul general de la uzina Renault Dacia, care vrea să se implice într-o astfel de rețea. Și a propus ca ea și o să fie prima rețea municipală pilotul, cum ar extinsă. Veni. În sensul că autonomia să nu fie mai mult de 15 km între stații. Hmm. În 15 km s-o poți găsi pe următoarea. Corect. Părerea mea personală, 15 km nu înseamnă 15 km în linie dreaptă. Hmm. 15 km, mergând pe un traseu relativ cunoscut, vrei să ajungi din Podul Roș până în capăt Copou, trebuie să ai undeva în Podul Roș o stație de încărcare și trebuie să o găsești și în capăt Copou. Și ți este de ajuns ca să poți străbate acest traseu. Dar toate acestea, înainte de a lua un prim telefon, toate acestea, autobuzele electrice, tramvaiele noi, stațiile de încărcare, fac cumva parte din acel plan de îmbunătățire al calității aerului pe care am văzut că primăria municipiului Iași deja îl propune. Da, fac parte din măsurile propuse pentru implementarea unui program de îmbunătățire a calității aerului. Noi suntem oraș mare, suntem oraș dens, suntem oraș în dezvoltare, care aduce după dânsul și toate neajunsurile. Aglomerație, poluare, de diverse feluri, inclusiv Corect. Zgomot. În fine, intenția noastră este de a facilita tot felul de măsuri în infrastructura urbană publică, prin care să putem încuraja utilizarea orașului într-un mod rațional și pe un plan concret de măsuri de mediu. Și acest plan concret privește inclusiv dezvoltarea rețelei de alimentare pentru viitoarele autoturisme electrice, care vor trebui să domine celelalte autoturisme și le vor domina. Bun, aveți încredere clar, că le vor domina. E clar că asta este tendința mondială, fără doar și păi poate. Nu se mai poate, deci știți când își dă seama românul cât de importante sunt aceste măsuri, chiar dacă par dure, chiar dacă pare câteodată excesiv și spun, domnule, vom scoate centrale în apartamente și o vom face. Când ajunge la pneumo cu prezumția unei boli canceroase și își dă seama, băi, dar n-am fumat, bă, dar n-am băut, dar am fost cât se poate de atent cu sănătatea mea și totuși există această prezumție de o posibilă boală canceroasă. Și atunci explic, da, dar vecinul de alături te-a otrăvit. În fiecare zi când matale ți-ai deschis geamul ca să-ți scuturi lenjeria de pat, să-ți aerisești, centrala termică ți-a introdus monoxid de carbon în exces și dioxid de carbon pe care l-ai inhalat. Bun, aici, nu, aici este o discuție mai amplă. Haideți să luăm un prim telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Îmi bună pare ziua. Bine să-l vedem din nou pe domnul primar și chiar ne pare bine să avem o colaborare și o convorbire mai desă cu dumnealui. Vreau să-l felicit pentru tot mijlocul de transport care circulă în orașul nostru pe municipiul Iași. Aș vrea să-l întreb încă o dată, când își face apariția pe bulevardul Cearoseni? Sunteți acea persoană care odată la două săptămâni sau poate fiecare săptămână... Sunteți locatari de pe Cearoseni. Sunteți locatari de acolo. Adresați această întrebare. Da. Vrem să-l invităm aici cu brațele deschise, că nu este tare drag să-l vedem. Am înțeles. Aici. Mulțumim tare mult. Vă răspund imediat. Da. Bun, mulțumim pentru telefon. Am o agendă care inclus și adăpostul de pe Cearoseni. Când văd că încep lucrările la acoperiș, voi veni acolo. Acolo au început într-adevăr lucrările. Știu că a fost un incident. A fost un incident asta primăvară, da. Deci la intrarea în sezonul călduros, să spunem. A fost o procedură publică de achiziție, nu s-a prezentat nimeni, am reluat-o, sperăm să vină un constructor să repare acoperișul. Respectiv până la finalizarea sezonului de vară. Avem o problemă din punctul acesta de vedere și, de exemplu, am mai avut o licitație pentru modernizarea unei creșe. 1,8 milioane lei, 18 miliarde. Din nou nu s-a prezentat nicio ofertă, nu s-au cerut clarificări în ceea ce privește
poate a fost să o greșeală, o subevaluare. Da, nu. Da, da, da. Da, de regulă, ofertanții, cei care vin să depună ofertă, trimit întrebări. Credeți că ați evaluat bine, având în vedere creșterea prețului la combustibil la... sau da. Introducerea salariului minim pe economie? Sau, sau, sau. Nimic. Liniște totală. Și valori mari. 1,4 milioane una dintre creșe, 1,8 milioane altă creșe. Sunt bani. Deci sunt bani sunt care bani. Pentru o firmă relativ 300-400 de mii de euro nu e... În 3-4 luni de zile poți să faci această producție, mai ales că acolo sunt lucrări de reparații de fațadă cu termosistem, reparații hidroizolații, modernizări grupuri sanitare, da, un da. Var dintre ăsta lavabil. Și totuși e o criză mare pe poveste. Piața constructorilor? Cred că e și o criză, cred că este și o lipsă de vigilență a celor care ar putea deveni partenerii noștri. Companiile foarte mari nu se bagă în proiecte mai mici de 1 milion de euro pentru că cheltuielile de organizare, etc., etc., nu te fac eficient. Companiile mici ori sunt prăștiate în proiecte imobiliare private, ori nu știu să acceseze programe cu finanțare publică. Și sunt pe site-ul primăriei municipiului așa, aceste... publicate în permanență? Da. Și eu cam în toate conferințele de presă ați văzut, cam un capitol urmează și asta, exact, urmează și asta. Exact, exact. Eu cred că nu există încă acest apetit și din motive subiective le e frică. Le e frică de ce? Pentru că sunt vin niște și ne căstănesc. Condiții... Nu sunt exagerate, niciodată nu au fost exagerate și eu le-am spus tuturor partenerilor noștri cu care avem contract. Dacă există seriozitate, dacă... Există dorința de a finaliza cu bine un contract. Nu suntem obtuzi, știm să aplicăm legea, știm să facem expertize, știm să găsim soluțiile cele mai bune și mai corecte pentru a putea implementa un proiect. Dar pentru asta trebuie și seriozitate de partea cealaltă. Și corect. Dacă aceste două lucruri se întâlnesc în același punct, înseamnă că un proiect poate fi dus la bun sfârșit fără probleme. Să ne tragem de păr la urmă. Bă, și fără să ne facem scandal prin presă și fără să facem expertiză tehnică cu camera de luat vederi după noi. E o chestie pe care eu nu o înțeleg și acum chiar adresez, știu, nu pot să spun de un apel, ci atenționare, constructorii, chiar nu doriți să aveți activitate, nu doriți să acasă. Câștigați. Asta e important. O ai acasă cu forța de muncă acasă, nu trebuie să-i plătești nu știu ce stațiunare. Eu nu mă duc stațiunare. De plasare, mă duc undeva afara județului, ești acasă. Și mai e o chestiune la care țin foarte mult și parcă pe care o aplic de când am preluat mandatul. Eu îmi expertizez și reexpertizez aproape orice lucrare pe parcursul execuției. Da. Construim acum pe Bârnova. S-a intrat apa vitală, au de făcut 157 de branșamente. Expertiză. Corect. Vreau să știu care este starea infrastructurii îngropate, vreau să știu dacă este la adâncimea care trebuie, vreau să știu cum sunt făcute straturile de deasupra, vreau să știu toate lucrurile astea pentru că pe strada aia nu mai vreau să mai intru. Vreau să ajung la bătrânețe, spun, bă, s-a făcut o stradă și ține. Ține și nu sunt probleme. La fel pe național, am terminat expertiza. Pe șoseaua națională. Săptămâna trecută, acolo, s-a introdus magistrale de termoficare, da. S-au făcut legături înspre punctele termice. S-a băgat rețeaua de apă nouă, s-a modernizat rețeaua de canalizare, s-a hăcuit tot dintr-un capăt până în celălalt și am spus gata, ați terminat, da, acum vreau o expertiză, vreau să știu ce s-a întâmplat de desubt. Corect. Am adus expert inginer, a făcut determinări prin încărcare, mi-a spus aici nu se poate utiliza soluția asta, trebuie să încercăm să găsim o soluție mult mai stabilă. Bun. Asta înseamnă să abordez absolut responsabil ca peste 10 ani de zile vreau să arate cum arată acum splaiurile. Corect. Sunt pistă. Da. Poate să aterizeze în caz de urgență și un aeroport mare. Da. Pentru că pe primăveri n-am acceptat. Am luat și am expertizat fiecare bucățică. Unde am găsit un accident în infrastructură, îl rezolvăm, după care ne apucăm de refăcut infrastructură. Mi se pare un lucru firesc și absolut normal, pentru că știți care e problema care am văzut-o în ultimii ani? S-a reabilitat un drum, după 2 ani de zile au apărut niște găuri, tot hai să peticim, următorul an gaura s-a extins în altă parte, astfel încât în vreo 5 ani de zile de la reabilitarea drumului arăta la fel ca înainte. Depinde foarte mult și cum evoluează infrastructura îngropată, mai ales pentru rețele de apă. Așa este. Rețeaua de apă fărâmă cel mai mult. Așa este. Pentru că până descoperi o pierdere de apă, infiltrațiile sunt masive. Și îți rod pe dedesubt încât nu mai dă nicio stabilitate. Și te Dar dacă au schimbat rețelele de apă cu conducte noi... N-am făcut-o public. Lucrăm acum pe ultimul tronson din Splai, legătura până la podul Sfântul Ioan. Uh-huh. Au fost 11 avarii pe conducta de apă rece.
11. În cele de urmă, domnul director Doruș, împreună cu noi, am luat decizia și am spus gata, eu mă opresc, schimbă-te rog frumos conducta de apă rece complet. Corect. Și acum lucrează la o conductă nouă, FI250, apă potabilă, termină el și un conect. Altfel, eu termin și imediat după aceea trebuie de reparat. Și asta n-are sens. Mai bine stagnezi o lună de zile, cât timp schimbați conducta în totalitate și acum deja au pus vreo 200 de metri, au depus vreo 2 km și de conductă de apă rece. Dar este un lucru bun și pentru ei, că nu o să mai aibă probleme cu acea conductă un număr de ani. Păi tocmai, fiecare intervenție îi costă extraordinar de mult, plus apa care pierde. 11 avarii, stăteam și socoteam, păi dacă ei făceau 11 avarii, după ce terminam eu de asfaltat, trebuiau să reasfalteze apa pe la întregime. Același, ei, vă dați seama că îi costa mai mult decât îi costă toată conducta de la un capăt. Mai ales că acum pe ei nu mai costă reparatul. Eu am adus cota terenului de fundare pe care vei face infrastructura rutieră. Ei s-au dus mai jos până au atins adâncimea de până la un metru. Adâncimea de îngheț. Și au îngropat conducta, o bag sub presiune, fac probă, după care am terminat povestea. Da, e un lucru... De fapt, eu așa consider că ar trebui să se lucreze la orice, drum, la orice... Și la fel am colaborat cu dumnealor și pe Bârnova, inclusiv cu furnizorul de energie electrică și gaze naturale. Tocmai. Unde am locuit, tot am pus nou. Tot ce s-a introdus de desubt este nou-nouț, și pe gaz, și pe apă, și atunci nu vor mai fi probleme și... 10 ani de zile. Și... Noi sperăm chiar mult mai mult. Bun, un minim de, să zicem, de 10 ani. O altă informație utilă este ce am reușit astăzi să scoatem de pe canalizarea din zona Sfântul Lazar. Dacă vă amintiți într-o emisiune, am spus, domnule, totuși e o anomalie. Da. De ce câțiva ani a funcționat sau mulți ani a funcționat și deodată nu mai funcționează. Am scos împreună cu colegii de la Apa Vital, cărora le mulțumesc că au înțeles că trebuie să intervenim, dale de beton cât masa din canalizare. Din canalizare? Dale de beton carosabile, adică ele proveneau din foste șantiere. Dumnezeu știe cum, nici nu știu cum au ajuns, cum au intrat. Probabil prin acolo. Diverse guri mari de canalizare s-au dus acolo. Tone de moluz, spărtură de betoane de diverse dimensiuni provenite. E vorba de acele șantiere care sunt în zona Podul Roșu, încolo, în spatele facultăților. Foarte, nu, am scos de aici, de aici din... la intersecția cu Smârdanu, Sfântul Lazar cu Smârdanu. Deci tocmai sus e. De unde să vină? De unde să ajungă? De unde s-au acumulat aceste cantități. Important e că le-am găsit, le-am scos afară, am și postat niște fotografii. Să vedeți, nici nu știu cum Dumnezeu a ajuns acolo, de bea reuși să le extragem afară din canalizare. O să vedeți cum va funcționa canalizarea după exercițiul ăsta al nostru. Fără probleme. Nu știu, nu pot să pun mâna 100%, dar mult mai bine decât până mult mai bine decât a funcționat. Ok, haideți să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, domn Miron, bună ziua, domn Prima. Bună ziua, doamna Solerenco. Bună ziua, bună ziua. Emoția și cu fie motivă de obicei, chiar dacă nu o vede. Vreau să vă zic că, domn primar, că știți data asta, cu câinii ăștia de peste Bahrui, de la vecinii mei de aici, așa, de dimineața, pleacă și conduc locatarii sau, eu știu, stăpânii până la timpul și pe aceea sunt prăștii prin oraș, prin toată zona, că eu câinii liber, chiar nu-ți poate face nimic, ceva, cumva, vedeți dumneavoastră, adică sunt o soluție. Că eu dimineața chiar ies în coro, știi? Și chiar mă tem, ca să o iau pe partea cealaltă, că poate din ură, poate ceva, ia și-o pe bunica ta. Sperăm că n-ajungem chiar până acolo. Exact, acum. Dar o să facem o acțiune, să vedem de ce îi scot din curți și transferă. Vă doresc o bine de lume și vă ascult la televizor pentru un răspuns. Sănătate, vă doresc numai bine. La revedere. Mai bine să rămână la urmă. Mulțumim de telefon și de atenție totodată. O să încercăm să găsim o soluție și cu câinii de pe zona Cicoarei. Acolo e o zonă în atenția noastră. Avem deja două oferte în evaluare pentru pod. Deci sunt, deja două oferte pentru acel pod. Două oferte pentru pod, avem două oferte pentru canalul de secare pe zona Cicoarei. Eu cred că, din punctul meu de vedere, așa, cu știința mea de carte, podul peste Bahlui va schimba în totalitate profilul acelei zone. Absolut, absolut, fără doar și poate. Deja inventariem, am blocat la cadastru orice chestiune prin care se dorește introducerea unor sarcini fără acte de proprietate. Evident, nu există zdelci și au vândut între ei pe zdelcă făcută prin spatele casei. Ce e? Există așa ceva? Nu există foarte clar. Ai act de proprietate cu titlul de proprietate sau un act de vânzare, cumpărare, autentificat într-un notariat și înregistrat în oficiul de cadastru. Aia este lege pentru mine. Restul sunt presupuse acte.
care nu au valoare juridică, ci dimpotrivă accentuează chiar niște forme subtile. Problemele, exact, da. Problemele care sunt de acolo. A extrage din proprietatea publică diverse suprafețe de teren. Vom găsi soluții. Asta va fi, bineînțeles, motivația principală pentru a începe și un program de resistematizare. Resistematizare nu înseamnă că dacă tu ți-ai pus gardul că nu-ți încăpea cotețul la găini, ți-l las acolo. Nu, resistematizare înseamnă că îți zboară gardul și strada va avea un profil constant, într-o manieră, bineînțeles, utilă comunității pe termen lung, nu numai pentru unii sau pentru alții. Corect. Și asta e soluția care va trebui să o implementăm. Apar tot mai multe investiții în zonă și țin foarte mult să le promovez. Pe fostul amplasament al stadionului Constructorul se dorește construirea unui complex rezidențial cu grădiniță, cu market, terenuri de sport. Uh-huh. Și îl vom sprijini să-l facem. Aș fi fost în Comisia de Oportunitate. Totodată vom încheia și un parteneriat privind un sprijin pe care îl solicităm pentru o bază sportivă locală, municipală. Pe partea cealaltă, înspre Apărătorii Patriei, la fel. Se proponează un complex rezidențial cu școală de data aceasta. Mi-a plăcut foarte mult ideea cu școală. O școală ce poate duce până la 300-400 de copii. Foarte bine, pe care o să ne dea într-un circuit public, astfel încât să evităm tranzitul permanent peste Bacului și să avem o școală de cartier bine structurată și luată în grijă a inspectoratului. Deci lucrurile se transformă, se schimbă și le sprijinim. Totul a plecat de la... Sunt două chestii. Podul acesta dinspre Alexandru spre Cicoarei și faptul că pe acolo va trece și centura ușoară a Iașului. Da, care, o promisiune de prea multă durată. Ar trebui să se transpună în practică. Din punctul meu de vedere, misiunea parlamentarilor ieșeni, celor care până la urmă, mai devreme sau mai târziu, vor tot fi în fața ieșenilor vor da vor fi cetățenii de pe stradă. Da. Nu, vor fi cetățenii de pe stradă. Așa este. Adică își vor schimba statutul în mod radical. În sensul când vor intra în avion să vor bucura să vadă București și știu eu despre ce vorbesc. Trebuie să facă tot ce este posibil ca mandatul lor de parlamentar să devină unul foarte de lungă durată, ineficiența pe care o manifestă acolo. Așa doar să te duci să cheltui banii statului și pe urmă să mai vii să mai tragi câte o lătrătură de weekend. Tu vorbind despre probleme locale, că tu habar n-ai de problemele tale de acolo, adică acolo ești zero și în localitate ești critic. Da. Tu nu cu ce aer critici când tu nu-ți faci propria ta treabă? Da, critică-mă în condițiile în care ți-ai făcut treaba. Corect. Sunt de acord și eu să fiu criticat de oricine în maniera în care este și obiectivă această abordare, dar fă-ți întâi treaba ta. Du-te tu acolo și ocupă-te de fiecare lucrurile. Fiecare să-și facă treaba în... Ce faci? Încasezi bani în bugetul statului, în Parlamentul României și tu habar n-ai pe ce planetă ești? Sunt oameni și oameni. Domnilor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, nu schimbați postul, rămâneți pe Iași TV Live pentru partea a doua a emisiunii în audiență cu primarul Mihai Crica, subiecte importante pentru ieșeni.